Vă mulțumesc foarte mult, preacucenice Părinte Protopop, domnule Stelian Gomoș, Părinte Profesor, preacucenice, iubiți credincioși și credincioase. Fiind vorba de o conferință, vom sta. Așa mi-au spus organizatorii, vom sta jos și vom dialoga. Va fi și o formă mai familiară decât cea de la predică din timpul Sfintei Liturghii. Sigur, despre Sfintele Icoane vorbim studenților noștri în facultate, de la catedră, la curs, și le redăm învățătura bisericii despre Sfintele Icoane. Totuși, este ușor de înțeles că cel mai propice loc pentru a vorbi despre Sfintele Icoane este biserica. Pentru că aici ne închinăm, aici intrăm în relație cu Sfintele Icoane, cu Sfinții zugrăviți în icoane, și este un mare avantaj. De fapt, acesta este universul nostru creștin. De când ne naștem, pe când suntem aduși la biserică și suntem închinați după botez de către preot pe la icoane, băieții sunt închinați în Sfântul Altar, arătând vocația lor de a deveni și preoți, dacă doresc, fetele doar la Sfintele Icoane împărătești și la celelalte icoane, arată că suntem puși într-o relație directă cu Sfintele Icoane și cu Sfinții care ne primesc în casa lor. Biserica este casa lui Dumnezeu, în același timp este și casa Sfinților. Aici întâlnim, este o întâlnire în care ei ne așteaptă tăcuți, dar și foarte grăitori prin atitudinea lor, prin felul în care sunt reprezentați și mai ales în pictură. De ce să ne spunem, o biserică atât de frumos împodobită este atât de grăitoare, atât de elocventă, încât parcă suplinește să citim viețile multor sfinți. Sau, dacă le-am citit, aici facem experiența întâlnirii cu ele. Și de aici aș vrea să precizez un lucru, fără să abuzez de termeni teologici, de specialitate dogmatici. Vorbim despre Sfintele Icoane într-o dimensiune catafatică sau didactică, pozitivă, în care învățăm din Sfânta Icoană despre cel care este reprezentat pe ea, în primul rând Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, toți Sfinții. Învățăm sau ne amintim ceea ce am învățat despre Sfinți. Aceasta este dimensiunea catafatică sau didactică. Pe lângă aceasta, este o altă dimensiune care se trăiește de către credincios în rugăciune. Atunci simțim altceva în fața Sfintei Icoane, ceva în plus față de dimensiunea didactică, noi o numim dimensiunea apofatică sau duhovnicească. Pentru că atunci are loc o intrare într-un dialog real, care este mai mult decât un dialog dintre noi oamenii, este dialogul credinței și al rugăciunii, care este sprijinit de har, de prezența harului dumnezeiesc. Și noi ne așezăm în fața icoanei la rugăciune, facem lucrul acesta și în casele noastre, dar mai cu seamă în biserică, ne închinăm, cerem ajutorul sfinților cu încredințarea că suntem auziți și cu convingerea, cu speranța sau nădejdea că Dumnezeu ne va auzi rugăciunile.